Ziua, declarație politică, război și pace. Stimate domnule președinte de ședință, stimați colegi, de mai bine de o lună, umanitatea este șocată și înspăimântată de războiul care se desfășoară în Ucraina. O națiune suverană în care milioane de oameni au fugit din calea războiului, o națiune suverană în care mii de oameni mor din cauza acestui război, o națiune suverană căreia îi se distruge sistematic dreptul la siguranță și libertate. Mai presus de orice, o comunitate ar trebui să se dezvolte în pace și siguranță, cu oameni sănătoși și fericiți, cu o voce puternică a societății civile, cu visuri și aspirații proprii. Rolul României în acest context este crucial. Pe de o parte, suntem alături de Polonia, una dintre cele mai importante căi de acces pentru valurile de refugiați, pe de altă parte, suntem țara în care mulți dintre aceștia se stabilesc. Avem o responsabilitate enormă, socială, economică și morală. Avem responsabilitatea de a ajuta, de a sprijini, dar avem și responsabilitatea față de proprii cetățeni și propria siguranță. Este un subiect, poate, pe nedrept, puțin dezbătut. Ce facem în continuare cu acești refugiați? Cum îi integrăm pe termen mediu și lung, în condițiile în care nu se întrevede un sfârșit apropiat al violențelor? Ce facem cu miile sau zecile de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care fug sau se pregătesc să fugă? Emoția inițială se diluează, dar probleme și întrebările rămân. Iar responsabilitatea noastră este să anticipăm și să avem soluții pregătite. Nu vorbe, nu proiecte, soluții concrete de integrare socială și economică. Spre deosebire de vecinii noștri, Ucraina și Republica Moldova, suntem parte din Uniunea Europeană și din NATO. Sunt poate cele mai importante realizări post-89, pe care ar trebui să începem să le conștientizăm pe deplin. Perioada de pace și stabilitate fără precedent pe care o traversează Europa la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, se datorează existenței Uniunii Europene. Ea este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvoltare economică pe continent, ci și o nouă abordare a securității, întemeiată pe soluționarea pașnică a disputelor și pe cooperarea internațională multilaterală prin intermediul unor instituții comune, ne spunea Javier Solana în documentul Europa mai sigură într-o lume mai bună. Rolul NATO în operarea acestui conflict la granițele noastre este evident. Mișcările fără precedent din flancul estic ne asigură de faptul că suntem și vom fi protejați de un eventual conflict desfășurat pe teritoriul României. Iar secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Joan, este un garant al acestui fapt. Cum ar trebui să procedeze mai departe România în acest nou context? România trebuie să continue să fie un partener de încredere pentru aceste instituții. România trebuie să continue să ajute oamenii ce fug din calea războiului. România trebuie să ofere în continuare ajutor vecinilor săi. În același timp, România trebuie să se uite în propria ogradă și să ia toate măsurile ca acest ajutor să nu fie oferit periclitând securitatea sa și siguranța cetățenilor săi. România trebuie să gândească și să implementeze de urgență politici și măsuri care să asigure în continuare un climat socioeconomic sigur. România merită să dezvolte comunități funcționale și sigure. Vă invit, dragi colegi, să reflectăm asupra acestor lucruri și să găsim împreună soluții. Avem o majoritate la guvernare și o situație destul de stabilă, ceea ce ne permite să venim cu idei și propuneri, apoi să le punem în aplicare. Vă mulțumesc, deputat PSD, circunscripția electorală 42 București, Dan Cristian Popescu.